Opa! Eu știu ce ai tu în cap. Banii ușor câștigați. Eu mi-ai spus odată. Trebuie să facem mai întâi un cont pe un site, dar să arate bombă. Că altfel n-ai. Știi foarte bine, am 35 de ani. Și eu am 32. Nu s-ar spune. Uite asta pentru tine, să îți ieși tu ceva frumos. Ia uite, nu-ți fac bani. Păi și un curăță de bani. Cât e acolo? Cam 1000 de lei. Robert, ce fericită mă faci că te gândești la un viitor împreună. Da, păi m-am gândit exact așa, să deschidem o afacere, o cafenea. Asta e talentul meu pentru tine. Mie mi-a plăcut foarte mult împreună. Și mie mi-a plăcut. Am fost împreună și ne-am simțit bine. Nu voiam să ajung până acolo. Voiam ceva mai apropiat. Apropo, da, ai niște ochi foarte frumoși. Mulțumesc! Se spune că un tânăr este rodul educației primite din partea părinților. Dacă tânărul este unul de succes, lăudăm părinții. Dacă se dovedește a fi departe de un model acceptat, îi criticăm pe aceiași părinți. Sigur, ei au o mare influență, dar până unde, sau mai bine zis, până când se extinde această responsabilizare a lor? Întreb asta pentru că eu am cunoscut oameni simpli, de foarte bună credință, care au făcut tot ce au știut ei mai bine pentru copilul lor, iar rezultatul a fost unul care a lăsat mult de dorit. Sau invers, nu s-au zbătut foarte mult, iar copiii au reușit performanțe remarcabile. E de meditat asupra acestei idei. Nu ție și Gigi sunt oameni simpli, muncitori și modești. Au muncit mult și au reușit să-i ofere până acum lui Robert, singurul lor copil, un trai lipsit de griji. Tânărul a terminat o facultate, însă așteptările părinților sunt înșelate. De ce? Pentru că la 23 de ani, Robert așteaptă în continuare să fie întreținut de părinți. Păi și... Nu zic-o, cum e? Mâncarea ce facem? E gata? Gata este... Merg acum să așez masa. Deci putem să mâncăm? Sigur că da. Păi bine atunci, păi și ce facem? Mâncăm singuri? Ăla micu ce face? Păi ce știe să facă? Doarme. Hai mă, nu-ți iarăși o luăm de la capăt. Cum să dormă? Cum să dormă? Păi eu ce să-i fac? Păi ora 1. Dacă el așa este, la 13-14 se scoală de obicei. De obicei, eu am zis că e weekend și zic, mă, o fi fost aseară undeva, în discotecă. Ce vorbești? Hai, mă, nu zic că iar mă enervez nici mă. Ce vorbești, mă? La el toate zilele sunt la fel. Păi de ce? Că eu nu vreau lucrul ăsta. Tu nu te iei de el, nu-i zici nimic? Vai de mine! Eu nu-i zic nimic? Păi eu deci știu... mă rog de el cu cerul și cu pământul. Să-și facă și el un viitor, să... Se ducă și el pe la firmele astea, să-și depună și el CV-uri. Pe internet ăsta stă toată ziua, îl rog să-și depună acolo CV-uri. Să facă ceva cu viața Cred lui. Cred că numai internetul ăsta l-a zăpăcit de tot. Nu, e și mincinos. Eu mi-aduc aminte săptămâna trecută că mi-a spus că a fost, mi-a arătat CV-urile. Bine, eu l-am crezut, am stat pe gânduri. Dar acum pentru mine e un lucru clar, eu cred că ne minte, eu cred că ne ia de proști. Și pe tine și pe mine. Ne-a de proști. Păi nu știu ce să zic. E posibil să ai dreptate. Eu, stând așa pe acasă, îl mai urmăresc. Eu îl văd că scrie pe acolo, pe net, dar îmi fac și eu ca tine. Nimeni nu-l vrea, nimeni nu-l angajează. Nu știu, nici nu știu ce să mai facem cu el, sincer. Păi eu cu maică să muncim pe brânci, ca lui să nu-i lipsească nimic. Și el până la vârsta asta n-a muncit o zi. Ce să mai zic de o lună? E pretențios? Ce naiba? Am investit în el, mă, nu ții, mă. A terminat facultatea de un an de zile. Păi dă o naibii de facultate, pentru ce am cheltuit banii ăștia? Ca să stea să doarmă până la ora 1, 2, 3 sau cât îl am mai lăsat și el doarme? Pentru asta am muncit noi pe brânci, să facem o casă și să băgăm banii în el ca să doarmă? Păi tu îți dai seama la ce vârstă o să ajungă el? Nu mai știe să facă nimic. Ăsta o să vină să ne fure pensia, tu îți dai seama? Așa o să ajungem în stadiul ăsta. Nu se poate, trebuie să facem ceva. Tu te-ai luat serios de el? L-ai certat? Cunoști, tu ești o femeie blândă.
tu știi termenul a certa, nu îl cunoști. Ea trebuia bătut ăsta. Nu, trebuie mă, făcut ceva. Nici chiar așa. Îți dai seama că eu... Mi-a trecut și pofta de mâncare. Deci eu am ajuns la concluzia și i-am spus și lui. Măi, băiatule, nu vreau neapărat să lucrezi acum în marketing, că ai terminat tu facultatea. Bine. Găsește-ți ceva, orice, de muncă, să ai și tu un program de lunea până vinerea. Exact. Să câștigi exact. Și tu un bănuț, să exact. Vezi și tu cum este mă, să... Mă, și la jumătate normă, dar să înceapă. 4 ore să-l văd să plece la muncă. 4 ore să-l văd, la început, până învață cum merg lucrurile. El vrea să fie direct la birou. Că așa sunt toți tinerii, cred. Vrea eu să fie direct încercat, acolo. Gigi, am încercat. Eu tot vorbesc cu el, tot îi explic bun. Că trebuie să-și facă un rost în viață, pentru că bun, mâine, poi mâine, noi îmbătrânim, la mine. Ai și tu dreptate. Muții, și fii atentă la mine, eu gata, rup pisica în două. Bun, tu ai încercat, da? E, acum e rândul meu să încerc. Și uite ce am hotărât. Ce? Că nu trebuie să mă gândesc mult, pentru că și taică a vrut să facă un pic cu mine așa. Și mi-am dat seama că greșesc, cu toate că eram... La ce te referi? Ce păi vrei să spun faci? La ce mă refer. Trebuie să luăm o măsură radicală cu el, pentru că are o vârstă prea mare. El nu mai are 12 ani, 14, 17 ani. Are o vârstă radicală. Foarte mare. Ce înseamnă pentru radicală, tine radicală? Radicală știi care? Afară din casă. O să dau eu o lecție lui Fimiu, o să țină minte toată viața. Mă, poftim? O mică perioadă de timp. Pur și simplu îl dăm afară din casă. Ăsta este. Să-l dai afară din uite casă. Așa, uite așa și un șut în fund dacă vrei. Să-l dai afară din casă? Păi Uții, unde tu doarme? Cu mine ce acum? Mănâncă? Fii atent. Tu ai încercat, da? Acum eu trebuie să încerc. Ca bărbat, asta este măsura care eu am hotărât-o. Deci fii atentă. Nu mai spune nimica. Gigi. Nu mai spune că hai deja mă dore cap. Nu hai mă să pripesc. Nu ne pripim, te rog să frumos. Știi că gândesc de mult asta. Gândesc de mult și s-a umplut paharul. Gigi, astăzi nu ne pripim chiar s-a umplut paharul. Cu lucrul ăsta. Nu ne pripim. O să ajungă, o să o ia pe căi greșite. Ce căi greșite? O să, eu știu... Ce căi greșite? Fii atenuți, 2-3 zile. O să plece la prietenii lui. Nu ajunge boschetar, se duce la prietenii lui, care are prieteni mulți. Pe internet l-am văzut că discută și țipă unul la altul acolo cu game-urile lor. Deci se duce la unul din ei și se doarmă acolo. Eventual până o să-l dea și eu afară. Și o să-i ceară bani. Ia băi, plătește și tu mâncare. Și o să vadă că viața nu e numai aici. E și în alte părți la fel. Toți îi cer bani. Și atunci o să vină cu coada între picioare și o să vezi tu ce mielușele și îl trimite la muncă. Ai înțeles? Crezi? Nu cred, sunt foarte sigur. E testată bine. Și de alții, să știi. Bine, de alți părinți. Bine, deci fii atent. Uite, o să te las să faci, cum zici tu. Deci el doarme, da, puișorul? Fii atent, ți-l scol acum, ți-l bacă la armată să se spele. Out, tu în răstimpul ăsta vreau să-i faci bagajul. E singurul meu copil. Mă doare sufletul să-l dau afară din casă. Și fii atent, nu mai încerca când începe el cu dulcelgăriile să zici hai mamă, bine mai stai. Deci nu, fii foarte categorică ca mine. Spune-i clar și eu sunt de acord ca tu să pleci. Pentru că ești un parazit în casa asta. Spune-i și așa dacă vrei. Deci fă-i bagajul, te rog. Mă duc la el. Dacă tu zici. Deci așa trebuie. Așa trebuie. Te rog să-i faci bagajul, da? Bine, Gigi. Așa o să fac. Doamna Nuții, mamă iubitoare, dar soție supusă, se conformează, iar Nea Gigi, om cu răbdare limitată, trece la acțiune pentru că el consideră că băiatul merită o lecție. Opa, iată-l. Băi, băiatule, băi. Băi, băiețel, bă, trezirea. Hai că te muți, tati, hai. Hai, ușurel, așa. Robert! Robert! Bă, tu mă auzi sau ne-am ia la mișto? Ce ai, bre? Lasă-mă păi ce pace. Facem? E unul și ceva. Lasă-mă, vrem pace, sunt obosit. De ce ești, mă, obosit? De ce ești obosit? De somn, nu? Da. Păi azi noapte ce ai făcut, mă? Ce ai făcut? Ia spune. Mai pe scurt, nu mai mă interesează ce ai făcut. La muncă când te duci? De ce nu te-ai dus până acum? Păi am depus CV-uri, tată, nu ți-am zis că am depus CV-uri peste păi tot. Ce vrei să fac? Eu am de-aia ești obosit. Păi, ai depus CV-uri, nu? Și tu mai dormi așa un pic și tu. Mi-e somn. Ți-e somn?
Păi în fiecare zi am înțeles, dar maică ta, că astea sunt orele tale de trezire. Chiar și mai târziu, adică. Păi ce să fac, mă, tată, eu am depus CV-uri, ce vrei, să mă angajez la supermarket? Bineînțeles, și aia care-s directori acolo au pornit de jos, de la podea, de la șters podeaua, să știi și tu. Păi da, dar am făcut o facultate, n-am cum să mă angajez așa. Ai făcut o facultate pe banii mei. Pentru un salariu de nimic? Da, nu-i nimica, că tot eu te întrețin. Sincer, nici nu prea mi-am dat interesul. Am să mai aștept un an, doi, și abia apoi să devin sclavul unui loc de muncă. Tot eu te întrețin. Fii atent, Robert. Gata, s-a terminat vrăjeala. Deci m-am săturat, mă doare capul. Mi-a perit și pofta de mâncare. Și sunt și eu în weekend. Deci pleci din casă, pur și simplu, ai înțeles? Hai, lasă-mă, pleacă tu dacă ai chef. Băi, băiatule, ai înțeles ce se întâmplă? Deci tu efectiv te muți. Îți iei corpul tău și hainele tale, pe care ți le-am cumpărat eu, și te muți. Nu știu unde te muți. Păi, tată, tu vorbești serios? Nu serios. Nu mă vezi? Vrei să scriu, să-ți parafez un document? Deci casa este a mea? Am hotărât cu maică ta? Ia-ți face bagajul acum. Vezi să spună toate lucrurile. Poate îți lipsești de ceva. Păi, mă, tată, unde să mă duc la... eu? Mă duc unde așa te duci? Acum spui întrebarea asta? Ai terminat facultatea acum un an de zile, ți-am zis, du-te la muncă, du-te la muncă, du-te la muncă. Păi și am depus CV-uri, ai văzut că am depus CV-uri, ți-am și arătat când am depus CV-uri peste tot. Alea-s minciunile tale, mă, nu vă știu eu pe voi. Am depus sute de CV-uri, ce vrei să fac? Problema e că ți-ai mințit părinții și eu nu mai accept așa ceva. Cu ce v-am mințit? Nu știu toate. Pentru că ne iei la vrăjeală, tu dormi, nu știu ce faci tu altceva, la ce depui efort, că nu depui la nimica. Deci, pur și simplu, nu te dau afară cu poliția din casă. Te dau eu afară, frumos, da? Dacă vrei, chem și poliția, că am tot dreptul. Amă, tată, gata, bine, o să mă angajez și gata. Nu te angajezi, e treaba ta, nu mai mă interesează. Poți devii un golan, ai înțeles? Pleci! Bagajul ți-l pregătește maica ta, ți-am zis. Băi, tată, tu vorbești serios? Haide, trezirea, 10 minute. La baie, spălat, cât te poți spăla și gata, hai, o întinzi. Hai că asta e bună. Nu credeam că o să mă dea afară ca pe un câine. Nu-i credeam capabil de așa ceva. Ieși, vezi bagajul. Gata, s-a terminat. Erai tu să fii. Robert e singurul meu copil și mă doare sufletul că am luat deciziile astea. Dar trebuie să-l dau afară din casă. Acum ce să fac? Unde să mă duc? Doamne, pe cine să sun? Mamă, ce faci? Voi ați nebunit? Ce-mi faceți? Măi, Robert, mamă, nu ne-ai dat, mă, mamă, de ales. Măi, mamă, ți-am zis mereu, trezește-te, Robert. Fă-ți Robert și tu în viitor. Mamă, noi am zis, noi am auzit. Mamă, îți promit eu că dacă tu vii acasă și ne arăți și nouă, că ți-ai luat și tu o slujbă, că ai și tu, mamă, în viitor, te primim, mamă, acasă. Da, mamă, dar nu mă dați afară, că n-am unde să mă duc. N-am unde să mă duc și eu. Și... până mă angajez, eu îmi depun CV-uri, dar n-am ce să fac. Luții, gata, nu mai asculta vrăjeala lui. Facem ce am vorbit. Fă-i bagajul, termină-l și gata, la ușă. Ai înțeles, Robert? Of, deci, numai, deci, pe bune, deci dacă mă dați afară, eu am încheiat. Ce facem aici, mă, mamă? Păi... of. Am încheiat cu ce, mă? Am încheiat cu ce? O să vă pară rău, o să vă pară rău, că eu plec, muncesc, o să fac rost de un job, muncesc și după aia nu mai vreau să știu nimic de voi. Foarte bine, asta vrem, să muncești. În câteva zile o să fie înapoi la ușă și o să vadă nuții că planul meu a dat roade. Mi-e tare frică să nu doarmă pe străzi, să o ia pe căi greșite, apoi să-mi pară rău toată viața că l-am dat afară din casă. Foarte bine. Ce? Unde vrei să muncești tu? Că eu știu ce ai tu în cap. Bani ușor câștigați, că mi-ai spus odată ori. Păi da, banii se câștigă mult mai ușor, nu ca voi stați să munciți de dimineața până seara tot timpul. Și ce? Nu, banul se câștigă mult mai ușor în zilele noastre. Adică noi am muncit ca niște proști până acum, ca să faci și facultate și să te faci cât un cal de mare și efectiv suntem niște idioți. E, hai să câștigi și tu niște bani de ăștia ușori și să ne dai și nouă de acolo. Asta aștept. O să vedeți, o să vedeți cum o să câștig eu bani și o să am bani mai mulți ca voi. Da, să ne dai și nouă. Nu ții bagajul și gata, 5 minute. Haide, da, nu mai stau. Nu mai lasă. Sper ca Gigi să aibă dreptate, iar Robert să se întoarcă acasă schimbat.
Doar așa îl puteam determina să ia viața în serios și să-și caute un loc de muncă. Condus până la ușă cu mari regrete de părinți, resimțite îndeoseb de mamă, Robert pleacă de acasă cu un geamantan în care speră părinții, pe lângă haine, ar trebui să-și facă loc și ambiția de a-și croi un drum în viață. Începe să devină interesantă povestea tânărului. Alo. Salut! Salut, salut, frate, ce faci? Hai, Noc, ce să fac? Uite, bine, da? Ce cu tine așa matinal? Am și o problemă. Ce-i puțin, mă? Ești bine? Să zicem, sunt bine și nu prea păi, bine. Păi de ce? Ce-ai pățit? Păi ce să fac? Mi-au făcut ai mei o surpriză și m-au dat afară din casă. Ai tăi? Da, păi, ai mei. Nebun? Păi nebun, cum așa? Păi ce a apucat așa de senin? Păi uite ce să fac, eu dormeam frumos și a venit tata peste mine cu strigăte, cu zgomote, cu dalea că... Așa? Hai, afară, din casă. Dar nu o să uit niciodată ce mi-au făcut ai mei. Nu o să iert niciodată pentru asta. Păi, seama că... de ce? Păi, ce-ai făcut? Adică... Păi, ce? Din cauza asta cu munca, cu... știi cum zic, na. Știi cum au făcut ei mereu? Că vor să mă angajez, că după ce am terminat facultatea și na, ce să fac acum? Zici și mie, mi-au zis că mă dau afară din casă. Afară din casă? Da, mama, oricum, mama era întotdeauna, ea îl... tempera puțin pe tata, dar acum nebunul ce, a venit direct la mine și mama ce crezi că mi-a făcut? Mi-a făcut și ea bagajul și mi-a zis pa, gata. Doamne, nu cred așa ceva. Da, nu și nu știu ce să fac acum, îți dai seama că nu știu ce să fac câteva zile, pe unde să mă duc, ce naiba să fac. Deci chiar sunt fai de cap, nu sunt terminat, nu știu ce să fac. Hai la mine, mă, știi doar că stau singur, poți să stai cât vrei tu, nu-i problema asta. Ce naibii, doar știi că suntem prieteni, suntem tovarăși. Mamă, ce noroc am cu Ionuț că mă primește la el. Altfel, stăteam în fața blocului, mai râdeau și vecinii ăștia de mine. Te aștept la mine. Mersi, frate. Hai că dacă e măsui și eu în ceva, într-un autobuz, dacă e să vin. Pe tati, autobuz. Ia-am un, nu știu, îți dau eu comandă pe aplicație. Da? Păi da. Bine, frate, bine. Vin cu bagajele prin autobuz, n-are... Da, păi am bagajul, îți dai seama că am... N-am, mi-a făcut mama bagajul. Lasă-mă că îți dau o comandă pe aplicație și îți vine mașina și vin la mine, te aștept. Da, frate, dar nu am bani, ce fac? Lasă-mă că îl dau pe cash și îți plătesc eu. Nu-i asta o problemă. Da, că eu n-am un chior în buzunar, îți dai seama și n-am. Hai mă liniștit, nu-i problemă, te ajut. Hai, eu, bine, ajut, frate, bine, frate, hai, bine, frate, bine, hai, să la mine, da? Bine, frate, da, că sunt leșinat și de foame și de tot. Bine, bine, hai, bine, hai, salut, hai. Salut. Salut, pa, pa, pa. Grea viața fără banii părinților, nu-i așa, Robert? Însă norocul băiatului este deocamdată Ionuț, tovarășul cu care deseori a pierdut nopțile prin cluburi până acum. Te rog. Mersi. Sper că nu te simți într-un fel așa. Ți-am zis, fă-te comod, stai liniștit, ești la mine în casă. Știu, casa mea și casa ta. Asta e. Și simți și mie, tovarășe, ce s-a întâmplat. Zahăr. Păi... crede-mă că am rămas trăznit. Ceea ce mi s-a întâmplat, asta e, deci a fost o... Nu știu, nu mi-a venit să cred, pur și simplu. Cum a venit tata de... m-a scos, m-a dat afară, ok, înțeleg. Chestia lor principală e faptul că eu nu m-am angajat. Da, și din cauza asta, na, a făcut tot tamtamul ăsta și m-a dat afară. Dar eu înțeleg, băi, nu m-am angajat. Dar... știi cum e, am vrut și eu să mai stau un pic. Ai văzut cum e până afară. Mai stau ăștia un an, doi după ce termină facultatea. Ok, am învățat, am făcut facultatea. Și după aia, na, hai să mă angajez. Dar da. Eu am zis, bă, nu e cazul momentan, hai să mai aștept un an, doi. E adevărat, i-am mai păcălit eu pe ai mei că hai că mă duc la un interviu, nu știu ce. Dar ce crezi că făceam eu? Ba, veneam, mă vedeam cu tine, mai mă vedeam cu o gagică. Și cam asta a fost treaba. Și iată că până la urmă ea a fost mama așa puțin. Hai, băiatul meu, că eu îi spuneam, m-am dus la interviu, mamă. M-am dus la interviu și acolo, uite, mi-au oferit salariu prea mic. Ba că trebuie adică să lucrez... minței în continuu. Da. Ba că trebuie să lucrez în weekend, ba că nu știu ce și până la urmă am scăpat, știi, ea era, ha, băiatul meu, hai că poate găsești, poate găsești. Tata nu-i convenea, tata era mărăia tot timpul, știi, dar era mama pe el așa, hai, lasă pe băiatul meu, lasă, că găsește. Și iată că l-a apucat acum deodată și mi-a pus-o și pe mama în cap. Da, mă, nu știu, adică, oricum, eu te înțeleg, pentru că este și cu ai mei la fel.
E mentalitatea asta, au rămas în trecut. Ei nu înțeleg că acum sunt alte vremuri. Adică noi acum vrem să ne distrăm, știi, să ne trăim viața din plin. Ei au rămas cu altă mentalitate și ei mei învață și iar învață. Numai asta îmi spun. De parcă vor să mă facă savant sau ceva de genul, sau nu știu, să devin cine știe ce. Ei nu înțeleg o chestie cu diploma aia, dacă nu ai o cunoștință sau pe oricine ai avea într-un loc anume, nu faci nimic. Da, știu, uite, și cu trezitul dimineața, că na, am făcut facultatea asta, am făcut facultatea cu chiu cu vai, cu restanțe, în fine, multe, am făcut-o până la urmă, am terminat facultatea și tu știi cât de greu mi-a fost să mă trezesc de dimineață? Chiuleam de la cursuri, restanțe, din cauza asta, de ce? Pentru că mi-era foarte greu să mă trezesc dimineața. Acum eu ce fac? Mă angajez și ce program o să am? De dimineață, nu? Și pot eu să mă trezesc? Băi, ce bani a făcut Ionuț! Să-și ia el singur, dita mai apartamentul ăsta și e mișto în el. Băi, alții plătesc rată toată viața pentru asta. Robert e prietenul meu din liceu, dar niciodată nu i-am spus cu ce mă ocup. Bă, dacă tu te-ai băgat în discuție treaba asta cu munca, între ghilimele, păi să zic și eu o chestie. Știi că apartamentul ăsta unde stau, locuiesc singur, corect? Da. Corect. Știi cu ce bani am cumpărat sau? Nu știu, un prumut ceva, habar nu. Nu. Bine, mă. Păi și cine ți-a dat? Ți-au dat ai tăi? Ai primit? Nimeni nu, frate. L-am cumpărat din banii mei. Păi, bani, de unde n-ai băgat? Știi că eu am mai multe conturi făcute pe astea de matrimoniale, rețelele astea de matrimoniale, socializare și așa mai departe. Știi, nu? Trink. Așa, hai să zicem. Mă, tu-i fi spus să mare parte. Da, dar mi-a tresărit așa ceva în cap. Ia spune. Ei, eu cu asta mă ocup. Adică, intru pe site, agăț femei de regulă, mă rog, divorțate în mare parte, dar să fie bogate, asta e important. Așa. Ies cu ele la întâlnire. Sună bine. Le vrăjesc, ies cu ele la întâlniri. O cafea, nu știu ce, prestez anumite servicii, le dansez, nu știu, diferite chestii. Am un exemplu. Și ele pentru treaba asta mă plătesc. Și nu că mă plătesc extrem de bine. Și pe lângă bani, am o grămadă de cadouri, gen vacanțe, ceasuri, nu știu, lanțuri, bijuterii, orice. Păi frate, doar mă știi că și mie îmi place să mă distrez așa cu fete, cu astea. Hai, bagă-mă și pe mine în afacerea asta. Robert e tovarășul meu. Am zis să-l ajut. Eu fac o grămadă de bani din asta și mă și distrez. Presimt că jobul ăsta o să-mi aducă numai beneficii. Așa mai zic și eu să lucrez. Păi te bag dacă vrei, n-am nicio problemă. Oricum, ideea e că trebuie să faci mai întâi un cont pe un site, dar să arate bomb. Că altfel n-ai cum. Chiar dacă nu ești tu neapărat așa fizic sau așa, facem. Nu contează, trebuie să arăți bine că ați fost ieși cu el. Facem un cont. Cum? Mă bag, frate, cum să nu mă bag? Ce ești nebun la cap? Te bagi? Păi da, gata. Gata, facem. Gata, și scap, nici nu mai mă întorc acasă. Asta e... Nu știu ce să zic aici, nu mă bag. Asta era gândul meu, zic, mamă, poate m-or primi ai mei până la urmă, să mă primească acasă, că, na, eu ce fac? Dar deja mi-ai dat pontul ăsta... Hai să vedem ce iese. Chiar sunt curios. Așa face. Bravo, băieți! Viitorul vostru se conturează minunat. Păi, ce mai? Apucați-vă de treabă, că are balta pește. Ei, și cu asta, eu zic că arată destul de bine, tu ce zici? Da, chiar e. Ți-am trecut și te-am băgat și niște poze sexy, te-am trecut aici, romantic, singur. E mișto, nu? Chiar ți-am cred băgat, că o să... Ți-am băgat câteva poze și cu mașini luxoase, că oricum nu știu, doamnele, dacă sunt ale tale sau nu. Păi, deci, ce eu zic că arată destul de decent, de bine, da. Nu decent. Da, chiar e super șmecher, da, chiar îmi place. Cred că o să agăți acum cu astea, o să agăți foarte. Să ai încredere în mine că eu știu ce vor să audă doamnele și femeile. Hai că mi-a făcut Ionuț un profil, dar și eu m-aș însura cu mine când m-am uitat. Deci că am 40 de ani în pozele alea pe acolo și îmi place. Agăți fetele ușor. Hai mă că a picat una. Gata, ia uite. Bă, ești nebun? Mâine avem întâlnire. Deci... Mâine ai, nu avem. Mâine ai întâlnire. Avem eu cu ea. Scuze, da, corect. Da.
Vedem, păi, ce mai pică. Ți-am, atunci, dacă mâine a picat doamna, că bănesc că e o doamnă, da. O să-ți dau eu niște bani pentru început, că oricum îi vei face în zecit, sunt sigur de asta, ca să ai la tine. Ok. Trebuie să ai. Mhm. Și vedem ce iese. Poate e de bine. Oricum, da. Ți dau înapoi, frate, ți dau înapoi, nu-i problemă. Am nevoie că... Oricum o să-i faci în zecit. Am nevoie de banii tăi. Chiar mi-aș dori să petrecem mai mult timp împreună. Da, și eu. Dacă ți-ai dori și tu, putem face asta. Nu mai sunt la vârsta la care să pierd timpul, îți dai seama. Am auzit că vă este rău. Vai, bine că ai venit, că nu mai pot de rău, pe cuvânt. Asta deci am vă consult un pic să văd. Doamna are o prietenă pe nume Maria. Și distrează-te cu ea, ce pot să zic mai mult. Prima întâlnire a lui Robert este cu o femeie care se încadrează în profilul dorit. Succes, bravule tânăr! Succes! Bună, Robert? Bună, da? Bună! Bună! Ana, îmi pare bine să te cunosc. Ești superbă. Mulțumesc. Scuze-mă dacă am întârziat puțin. Nu, stai liniștit, a meritat așteptarea. Mulțumesc, a durat ceva până m-am... Mulțumesc. Ți-am comandat o cafea, m-am gândit că... E perfect, absolut perfect, sigur. Sigur, hai. Poți lua un loc, te rog? Ce faci? Ce să fac? Ești? Chiar te așteptam. Sper că nu m-ai așteptat prea mult. Nu. Am venit cu vreo 10 minute înainte, dar nu e niciun fel de problemă. Am înțeles. Da, perfect. E chiar în regulă. Mă bucur că sunt aici. Da? Chiar mă bucur că sunt aici. Apreciez. Chiar ești minunată. Îți mulțumesc. O flatez. Ești un galant. Da. Și ce îmi poți spune despre tine? Știi foarte bine, am 35 de ani. Stai liniștită, și eu am 32. Nu s-ar spune. Nu par. Arăți foarte bine. Mulțumesc frumos. Da, cam prima întrebare a tuturor este cum de-ai ajuns singură la 35 de ani, dar... vezi tu, mi-am dedicat întreaga viață studiului, afacerilor, banilor. Am și uite așa m-am trezit la 35 de ani singură. În condițiile în care toți prietenii mei apropiați au deja familiile lor și sunt realizați, dar pot spune același lucru și eu despre mine, dar încă nu am familia mea. Da, am înțeles. Și... deci pe partea asta sentimentală... Am neglijat-o. Da, am neglijat partea sentimentală. Mi-am neglijat sufletul, ca să spun așa. Am studiat foarte... Scuze-mă, am puțin emoții. Nu, stai liniștită, foarte... nici fel de problemă. Îți mulțumesc. Da. Da, e bine că te-ai axat și pe partea asta. Până la urmă, nu e prea târziu niciodată să-ți găsești jumătatea. Exact. Și eu am crezut la fel inițial, însă iată că te-am întâlnit, chiar ești o fată superbă. Îți mulțumesc și mă bucur că sunt aici lângă tine. Și eu. Ana nu e vreo piesă, dar merge. Atâta timp cât îmi aduce bani, nu văd de ce n-aș avea o relație cu ea. Robert îmi place foarte mult. Este genul de bărbat cu care te poți mândri în societate. Este galant, fermecător, este tipul de bărbat pe care îl prezinți părinților. Îmi place foarte tare. Și tu cu ce te ocupi, ce hobby-uri ai, cam ceea ce faci zilnic, îmi poți spune? Cum ți-am spus până acum, am muncit și am studiat foarte, foarte mult. Fac marketing în acest moment și, de fapt, practic mi-am dedicat toată viața marketingului. Îmi place ceea ce fac. Iar în timpul liber îmi place foarte mult să călătoresc. Îți place să călătorești? Da, sigur, îmi place să călătoresc foarte mult. Îmi place chiar foarte. Am călătorit foarte mult și mi-aș dori să călătorim chiar și împreună foarte mult. Ar fi minunat. Ce-ți place, muntele, mare? Sincer să fiu, în ambele. Niciun fel de problemă. Exact. Uite ce bine ne potrivim. Nu? Exact, da. Super. Să fie orice atâta timp cât e liniște și peisaj super. Da. Mai ales când ești cu persoana iubită lângă. Mai ales. Și tu, cu ce te ocupi? Eu am terminat studiile, acum am o afacere, da, dar aș prefera să nu intrăm în detaliu cu chestia asta. Am eu o afacere cu un prieten și nu doresc mai multe detalii despre asta, dar este ceva foarte ok.
Ah, ok, când te simți pregătit poți să-mi povestești, nu e... Da, sigur, o să povestesc cu drag, cu drag. Sper să iasă ceva în seara asta și oficial Robert să devină iubitul meu. A venit vremea să-mi întemez și eu o familie. Până la urmă, nu e singura cu care aș umbla. Să vedem ce iese din asta. Dacă pot să te ajut și cu ceva, un sfat măcar, ți-am zis eu fac marketing și atunci poate... Nu, momentan nu este nevoie, nu. Singurul tău ajutor e faptul că ești lângă mine în momentul ăsta. Ce vrăjitor ești. Da, îți mulțumesc, dar nu sunt vrăjitor. Asta e naturalețea mea. Îmi place foarte tare. Trebuie să recunosc că îmi place foarte tare. Mă bucur, chiar mi-aș dori să petrecem mai mult timp împreună. Să ne cunoaștem mult mai bine. Da, și eu. Dacă ți-ai dori și tu, putem face asta. Nu mai sunt la vârsta la care să pierd timpul, îți dai seama. Am înțeles. Și atunci... Deci putem să pierdem timpul împreună. Am putea să pierdem timpul împreună, exact. Da. De ce n-am început de azi? Cu siguranță vom face chestia asta. Păi atunci poate... O să ne terminăm cafeaua și apoi bem un pahar la mine? Sigur, cu drag. Perfect. Asta vom face. Minunat. Bun. Atunci hai să terminăm cafeaua mai repede. Ce spui? Perfect. Deci cam așa merg lucrurile. Ceac-pac și ne-am luat. Cu alte cuvinte, vrem să spunem că Robert s-a sacrificat și a petrecut noaptea cu Ana. Un prim pas spre împlinire materială. Nebănuite succese îți dorim, Robert. Doar să ai grijă că nopțile pierdute... dăunează sănătății. Neața? Ce neața? E două ceasuri, neața era când m-am trezit eu. Stai acum, ce să-i faci? Am remarcat că nu prea ai dormit, n-ai dormit aseară aici. Păi, na, ce să fac? Am pus și eu la întâlnire. Ohoho, bravo. Păi, da. Și cum a mers? Cum a decurs această întâlnire? Bă, ce să zic, mănâncă femeia din palmă. Și oricum, e și plină de bani, să vede, deci chiar o să scot ceva serios de la ea. Deci o să faci bani frumoși de pe urma doamnei, să înțeleg. Păi așa se pare, na. Era toată, numai, Robertel, am făcut-o, pricep și eu. Da, bă, una fac două, să știi că eu diseară nu dorm acasă, ca să știi de pe acum. Se ia zi, care-i treaba? Mă duc să mă fac o doamnă de 45 de ani, văduvă de vreo 3, din câte mi-aduc aminte, 3, da, și o știu de mai multă vreme, fac afaceri cu ea. Tot așa am cunoscut-o pe site-urile astea. Super. Și cum... ce o să faci acolo? Adică... Bă, femeia asta e puțin mai diferită, așa, na, mai prestez anumite servicii, îi mai dansez, o masez, diferite de-astea. Da. Până la urmă, dacă mi-e banii, nici nu mă interesează. Băi, știi ce aș vrea? Să fiu o musculiță de-aia în cameră să te văd. Hai sictir, băi. Hai sictir, că așa să fac bani. Mamă, ce n-aș da să-l văd pe Ionuț în costumele alea. M-aș prăpădi de râs. Ce fantezii au și femeile astea. Și ce dacă dansez pentru ele? Mă distrează și pe mine. Atâta timp cât ies bani frumoși, fac ce vor ele. Ionuț și-a asumat fișa postului, care el însuși recunoaște, este foarte diversificată. Am auzit că voi este rău. Vai, bine că ai venit, că nu mai pot de rău, pe cuvânt. Asta deci am palpitații. Consult un pic să văd. Simt că leșin. Să-mi pun și stetoscopul să vă consult puțin, că... Mamă, dar nu prea sunteți bine deloc, nu știu ce se întâmplă. Păi nu mă simt bine deloc. Da, cred că cel mai bine am eu un remediu pentru dumneavoastră, cât mai plăcut. Ce remediu? Despre ce e vorba? Naturist. Naturist? Constantina e una dintre clientele mele bune. Plătește bine, mă duce în vacanțe, îmi cumpără cadouri. Chiar pot spune că mă întreține. Știu că trebuie să-l plătesc ca să fie cu mine, dar felul în care mă face să mă simt merită fiecare bănuț. Hai că eu o să trebuiască să plec, dar înainte să plec, o să îți spun că am și o rugăminte la tine. Am un prieten care s-a despărțit recent de iubita lui și vreau să te întreb dacă cunoști
pe cineva, dacă ai o prietenă care e la fel ca tine, să-l scoată puțin din starea asta, că na, are o stare mai nasoală. Eu știu, iubi, pot să mă gândesc să văd, nu știu, Cătălina, Maria... Ah, da, Maria, ia dă-mi, te rog frumos, geanta de acolo. Maria? Da, vreau da, să fie Maria. Tot așa mai activă, mai, adică să-mi scoată puțin din starea asta pe care o are. Mai activă? Da, cred că Maria este exact ce-i trebuie prietenului tău. Îți dau aici numărul de telefon. Sper să se pleacă și să se înțeleagă, să îl scoată din depresie. Cu două, trei prietene ca ea îmi pot face o viață cât mai ușoară. Uite asta pentru tine, să îți iei tu ceva frumos. Mulțumesc mult de tot, eu am să plec. Mi-a părut bine că ne-am revăzut. Ok, hai să ne revedem cât mai curând. Bine, iubi, ai grijă de tine, vorbim. Mulțumit de munca prestată și de remunerația primită, Ionuț se întoarce triumfător acasă, unde îl așteaptă ucenicul Robert. Ia uite, să fac bani. Păi și nemun? O coroță de bani. Cât e acolo? Cam 1000 de lei. Ai o coroță de bani. 1000 de lei. Mamă, ce de bani. Ce față a făcut Robert când a văzut bani? Nu-i venea să creadă. Și ăia sunt toți făcuți într-o seară? Păi, dar ce crezi, că iau rate, ce crezi? Da, normal, într-o seară. Mamă, e bine, bine. Și asta nu e tot. Să vezi când plec cu ea prin vacanțe, prin străinătate. Să vezi atunci. Mamă, frate, și dar... Și nici nu se uită lumea urât pe noi. Că acolo se poartă diferența de vârstă. Știi? Și mă ajută mult. Mamă, frate, dar e viață rău de tot ceea ce faci tu și ceea ce o să fac și eu. Bă, da, și ca să vezi că nu te-am uitat și pe tine. Stai că nu știu unde l-am pus. Poftă. Doamna are o prietenă pe nume Maria. Da. Și distrează-te cu ea, ce pot să zic mai mult. Mi-ai spus tu că vrei să faci bani, da, cum fac și eu? Poftim, acum e ocazia. Frate, nu eram pregătit pentru asta, dar mamă, deja trec la nivelul următor. Hai că intru ca lume. Intru pe treabă și ca lume. Hai, mersi frumos. Hai, pentru ce? O să-i arăt lui Ionuț că produc mai mult bani ca el. Să vedem ce iese. A venit momentul să mai aducă și el bani în casă. L-am cam întreținut și nu prea mai îmi convine. Ambiționat de realizările tovarășului său, Robert o sună pe Maria, stimabila doamnă amatoare de întâlniri cu tineri domni. Alo? Alo, bună, Maria? Da, bună. Am numărul tău de la Constantina, sunt Robert, nu știu dacă ți-a spus. Da, am spus, așteptam telefonul de la tine. Oh, super, ce faci tu? Ce să fac, bine, relaxez acasă, tu? Super. Uite, te-am apelat, mă gândeam că poate ieșim și noi la o cafea împreună. Ce spui? Nu este ideea, dar cred că ar fi mai bine să ne vedem la o cafea la mine, să invit la mine acasă. Nu sună rău deloc. Mi-ar plăcea. Perfect. Da, chiar ar fi o idee foarte bună. Atunci te aștept. Sigur, să-mi lași printr-un SMS, te rog, adresa ta, da? Sigur că da. Da? Sigur. Și ne vedem cu drag. Bine, mersi frumos, te pup. La revedere. Să facem cunoștință cu Maria, amica Constantinei, ambele doamne din High Class. Bună! Bonjour, bine ai venit! Robert, încântat de cunoștință. Maria, bine ai venit! Hai, te rog să ce intri. Faci? Bine, te așteptam. Oh. Tu ce faci? Mă bucur să te cunosc. Mulțumesc. Bine fac. Așteptam hai să vin pe la tine. Loc. Mersi. Uite aici, o să ne petrecem puțin timp împreună. Ce zici, îți place? Îmi place, sună interesant. Da? Cred că ai să poți să te schimbi. Că eu, știi, da? Am așa mici fantezii. Și vreau să te văd în ceva drăguț. Despre ce e vorba? Un costum de pilot. Ia să-l văd. Ești de acord? Cu siguranță. Hai! Mm.
foarte bine. Sună bine. De fapt, se vede bine. Uite, tu poți să mergi acolo să te schimbi, iar eu o să te aștept aici. Ok, bine. Doamna Maria, așezați-vă confortabil. Ne pregătim de zbor. De acum vă vorbim. Nu mai îmi dă atenție de ani de zile. Am și eu nevoile mele. El este plecat într-o delegație, am profitat că fiica mea e plecată la o prietenă și m-am întâlnit cu Robert. Întâmplător îmi și place foarte mult. Păi, dacă vă place, doamnă, cine suntem noi să intervenim în acest proces de armonizare a sufletelor? Bună dimineața, Robert. Bună dimineața, Maria. Cum ai dormit? Bine, chiar foarte bine. Cum te-ai simțit? Foarte bine. Da? Bem și noi o cafea de bună dimineața. Da, mi-ar plăcea. Dar apoi eu trebuie să plec. Sigur. Cine o face? Tu sau eu? Vrei să o fac eu? E așa de lene, ce bine ar fi. Bine, n-am încotro. Fac asta pentru tine. Mă ajuți? Da. Păi atunci mergem amândoi. Tare ciudat mă simt după noaptea asta. Mi-e și rușine de ceea ce am făcut. Îmi place puștiul ăsta. S-a mișcat foarte bine și e foarte isteț. Am să fac tot ce pot să-l țin cât mai aproape. Hai să coborăm să facem cafea. Mergem să facem cafea? Da, haide să mergem. Robert, știi, uite, după ce tu ai să-ți termin treburile astăzi, ăsta este alintul meu pentru tine. Mie mi-a plăcut foarte mult împreună. Oh, super. Și mie mi-a plăcut. Am fost împreună și ne-am simțit bine. Să nu te simți prost. Ia o mică atenție. Îți mulțumesc frumos. Cu mult drag. Hai să mergem. Cei câteva sute de lei primiți i-au alungat lui Robert sentimentul ciudat despre care vorbea și, încet, încet, tânărul se obișnuiește cu noul său statut. Alo, da, mamă? Bună, Robert! Ce faci, mama? Ești bine? Da, mamă, sunt bine, dar de ce m-ai sunat? Păi, cum de ce te-am sunat? Te-am sunat și eu să știu și eu ce e cu tine, dacă ești bine, unde dormi, la cine ești. Mamă, când mi-ai făcut bagajul, m-ai dat afară din casă, nu ți-a păsat de mine. Acum mă întreb, mi-ai dat vreun ban și mie? Mi-ai dat vreun ban? Nu, nimic. M-ai dat afară, ca pe un câine, mamă. Și acum mă sun să mă întreb ce fac? N-am avut încotro, Robert. Știi cum e taică tu. Nu puteam să mă împotrivesc. Tu știi că mereu ți-am luat apărarea și de data asta avea și el dreptate. Mamă, nu, nu mi se pare corect ceea ce s-a întâmplat. M-ați dat afară ca pe un câine. Nu v-a păsat deloc de mine. Până la urmă, un șut în fund, un pas înainte. E mai bine că m-au dat afară, pentru că altfel eu nu ajungeam unde sunt acum. Și tu unde dormi? La cine ești? Sunt la un prieten, mamă. Sunt la un prieten. Mi-e bine. Îmi e bine. Nu-ți face griji. Vrei să-ți trimit bani, mamă? Nu, mamă. Să nu afle taică-tu, că nu vreau să mă cer cu el. Nu, mamă, nu. N-am nevoie de niciun ban. N-am nevoie de niciun ban. Sunt bine. Mamă, te-ai angajat în sfârșit? Cât m-am rugat să-ți vină mintea la cap și să te ajute Dumnezeu, mamă, să-ți găsești ceva de lucru. Așa da, mamă, poți să vii și tu acasă acum. Nici taică tu nu are ce să mai comenteze. Nu, mamă, nu vin. Nu, că am unde sta, am ce face, nu vin acasă. N-am poftim. După ce m-a dat afară din casă, acum mai și sună. Și vrea să mă mai duc și în vizită. Nu,
Nici n-am de gând să fac asta. Bine, mamă, dacă tu așa zici, ce să zic? Măcar să vii și tu în vizită, dacă nu vrei să te întorci. Mie și mie dor de tine, na, și lui taică tu, chiar dacă s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Ești copilul nostru, mamă. Da, mamă, o să vin în vizită, dar nu pot acum pentru că am și eu treabă, nu, n-am timp, chiar n-am timp. Bine, mama, bine, ai grijă de tine, te pupă, mama. Bine, da. Să rămân. Robert este foarte împăcat cu drumul pe care și l-a ales în viață. Lunile trec și el duce în paralel mai multe vieți. Una dintre ele, alături de Ana, care crede că are o relație de viitor cu Robert. Iubie! Da? Mai avem câteva zile și facem 6 luni de când suntem împreună. Mamă, dar ce a trecut timpul. Da, trebuie să sărbătorim. Da, n-ar fi o idee ră. Ești fericit? Sincer, da, dar știi că eu nu prea mă manifest așa. Și eu sunt fericită cu tine. Da? Da, foarte fericită. Ce mă bucur. Și eu. Ce spui? Cum spui să sărbătorim? Păi, am putea să mergem, nu știu, undeva, luăm cină. Ce spui? Mă gândeam că doresc să mergem undeva în afară, într-o vacanță. Ar fi minunat! Da? Va trebui să-mi iau câteva zile libere, dar o să fac eu cumva. Poate că nu am avut eu timp să mă ocup până la vârsta asta de viața personală, dar de acum înainte voi recupera cu Robert. Paris, Paris, orașul îndrăgostiților. Păi, da, tot da, după că la Paris, spus, o ai, genial. Mai da. Îți mulțumesc, ești minunat. Mi-ar minunat plăcea. Ești, minunat. Da, mergem la Paris. Mergem. Și stăm câteva zile, ne simțim bine împreună. Abia aștept. Da? Ce fericită mă faci. Fiecare zi. Ia spune, cum ți-a fost astăzi? Păi, cum să-mi fie? Astăzi mi-a fost bine. Am fost la serviciu, însă e cam greu la birou. Din păcate, nu știu, în ultima vreme m-am cam săturat de munca asta. Și? Păi m-am gândit, nu știu, mi-a trecut așa puțin prin cap să scap de toată chestia asta cu monotonia, cu trezitul de dimineață și cu tot la serviciu, la birou. Stres prea mult și aș vrea să ne deschidem o cafenea. Împreună? Da, să ne deschidem împreună. Robert, ce fericită mă faci că te gândești la un viitor împreună. Da, păi m-am gândit exact așa, să deschidem o afacere, o cafenea, însă există și o problemă. Ce problema e că eu am undeva la 2000 de euro strânși și afacerea ar costa cam 12.000, deci aș mai avea nevoie de 10.000. Însă, până la urmă, cred că facem în felul următor. Fac un împrumut. Nu. Robert, nu. Nu te complica cu băncile, sunt o grămadă de dobânzi de plătit, sunt... Nu. Uite cum facem. Spune. O să-ți împrumut eu cei 10.000 de euro. Serios? Am eu acolo niște economii și... Sunt sigură că într-un an de zile o să recuperăm, la cum te știu eu pe tine devotat și dedicat, o să vezi tu, o să fie minunat. Nu am toată suma, dar am vrut să-l impresionez pe Robert și m-am gândit că o să-i cer tatălui meu vreo 7.000 de euro. După ce mi-i dă, am să-mi iau tălpășița din viața ei. Nu are rost să-mi pierd viața cu ea. O să fie minunat. Da, dar nu vreau să faci tu chestia asta pentru mine. Robert, Robert, te rog, vreau sunt să fie din suflet. Robert, sunt fericită să glumești pe bune. O să avem o afacere împreună. Abia aștept să căutăm local. Să-l decorăm, să-l... Abia aștept. Abia Serios? Aștept. Da, abia aștept. Da, chiar vreau să facem asta. Deci să facem asta împreună. O să facem asta împreună. O să fie foarte bine, o să vezi. Abia aștept. Chiar mă simt fericit. Și eu sunt fericită. În cele câteva luni în care i-a dat atenție, Robert a sedus-o pe Ana. Totuși, Robert simte că poate mai mult și nu se limitează la câteva mii de euro pe care le poate primi de la Ana. Ambițios băiat. Salutare, ce faci? Salut, uite, mă uitam și eu, vreau cumva ceva să mănânc. Super. Da? Ce cu moca asta? Sunt un pic cam trist așa. De ce? Și chiar voiam să vorbesc cu tine. De? Ce-ai pățit? Da. Păi, ideea e următoarea. Nu știu, m-am cam săturat așa de toată chestia asta, nu știu, mă simt ca un sclav așa, nu știu, adică numai băbuțe, să mă duc eu să le fac cumpărăturile, să le fac nu știu ce mendreau ele nevoie, să fac nu știu ce, pentru ce, pentru niște bani,
Nu știu, nu-mi place. Ce mai temperatură? Ce? Nu ți-e bine cu banii în buzunar? Văd că n-ai febră. Aveam pretenții la Robert. Trebuia să facă treaba asta un an, doi. Nu să o facă pentru câteva luni. Dacă nu mai vreau să ies cu toate babele, trebuie să găsesc una tinerică, frumoasă, deșteaptă, cu ceva bănuți ca să mă întrețină. Că până la urmă, nici eu nu sunt de lepădat. Păi, ba da, mi-e bine cu banii în buzunar, dar parcă mi-ar plăcea și mie să am și eu o fată mai de seama mea, într-adevăr, să aibă și ea bănuți, dar... Na. Ce mă, frate, păi tu te gândești că e aproape imposibil să-ți găsești tu pe una și tânără, și frumoasă, și bogată, și la 20 de ani, păi ai nebunit? Da, știu, e greu, dar până la urmă nu e imposibil. Nu e greu, e imposibil. Aproape imposibil. E aproape imposibil, deci am o șansă. Până la urmă, dacă stai să te uiți așa puțin, nici eu nu sunt de lăsat așa, adică nu sunt nici eu urât, nu? Am o șansă. Ce face un bărbat când nu mai are bani? Se mărită. Așa și cu mine. El chiar crede că femeile frumoase și bogate se uită la el? Lasă-o că o să vadă și o să vină cu coada între picioare iar să-l ajut. E greu. Da, e greu, dar nu e imposibil. Eu voi căuta, că nu caută, am căutat, frate. Corect? Nu am căutat. Caută, voi frate. Căuta și poate voi găsi. Caut. Să-ți Dumnezeu să găsești. Mersi. Robert s-a hotărât. Cum să nu găsească el o fată tânără și frumoasă și cu bani? Vorba lui. Este cumva el de lepădat? Timp de câteva zile a studiat bine terenul și oferta și, printr-o nevinovată coincidență, apare la poarta casei în care locuiește o tânără frumoasă și cu bani. Hei, hei, stai numai puțin, te rog. Scuză-mă că te rețin. Eu sunt Robert, apropo, Adriana, încântat. Adriana, pare bine. Am și o întrebare. Un bancomat prin zonă, ai idee? Nu știu să fie vreun bancomat pe aici. Cel mai probabil la mall vei găsi. Fan, nu voiam să ajung până acolo. Voiam ceva mai apropiat. Apropo, da, ai niște ochi foarte frumoși. Mulțumesc. A picat la țanc fetița asta. Mamă, și ce vilă are. Este exact ce căutam. E foarte drăguț, Robert. Șarmant. A picat la fix. Mai ales că m-am despărțit de iubitul meu acum câteva luni. Poate așa o să reușesc să-l uit mai repede. Până la urmă, să știi că mi-ar face plăcere să ieșim și la o cafea împreună. Dacă ai dori și tu. Eu ar trebui să mă întâlnesc cu o prietenă acum. Dacă vrei, poți să vii cu noi. Sigur, mi-ar face plăcere. Da, haide, okay, hai să mergem. Cu suficient de mulți bani în buzunar primiți de la Ana, Robert îi poate face o frumoasă impresie naivei Adriana, cu care foarte repede a început o relație uitând de Ana. Însă Ana nu uită. Mai ales că și-a dat seama că a fost înșelată în mai multe privințe, inclusiv cu cei 10.000 de euro. Cât despre Robert, el a făcut o imprudență petrecând timp cu Ana în apartamentul lui Ionuț. Bună! Bună ziua! Robert e acasă? Poftim? Robert e acasă? Bă, care Robert? Ați putut mai spați la mine. Nu stă Robert aici? Cum adică? Eu aici e casa mea. Cum să stea Robert aici? Măi băiatule. Cine sunteți dumneavoastră? Eu sunt Ana, iubita lui Robert. Îl caut pe Robert. Eu am fost cu Robert aici și e casa lui. Tu cine ești? Mă întreba cine sunt la mine în casă? Cine sunteți dumneavoastră? Tocmai ți-am spus. Îl cunoști pe Robert sau nu? Da. Bun. Unde e? Nu știu. Aici nu e. Nu înțeleg de ce ați văzut în halul ăsta în ușă. Și mă întreba cine sunt la mine în casă. Deci nu e casa lui Robert? Nu, e casa mea. Ok. Spune unde e Robert. Nu știu unde e Robert. Tocmai mi-ai spus că îl cunoști. Păi da, și nu știu unde e. Dacă îl cunosc, înseamnă că știu unde s-a dus el sau unde e. Bun, hai să-ți explic altfel cum să-ți situație. Eu lui Robert i-am împrumutat niște bani. Bun. 10.000 de euro mai exact. Pentru o afacere, pentru, mă rog, detaliile poate le știi, poate nu. Nici nu mă interesează. Acești bani i-am dat din economiile mele și din economiile tatălui meu. Nici asta nu mă interesează. Nu mai dau de el de câteva zile. Vreau neapărat să știu unde este Robert. Doamne, ferește, v-am spus că nu știu unde este Robert. Nu știu. Ce să zic mai mult de atât? Părinții lui știi unde locuiesc? Poftim? Părinții lui știi unde locuiesc? Ești surd? Da. Bun, dă-mi și mie adresa, te rog. Adresa părinților? Da. Dar nu, pentru ce să vă dau adresa? Nu, în primul rând, nu vă cunosc. Pentru că dacă nu-mi dai adresa... Așa? Voi face reclamație la poliție și te voi implica și pe tine. Așa că dacă vrei să-ți fie bine,
Îți promit că nu spun absolut nimic dacă îmi dai adresa părinților lui. Mai mult decât atât. Taci. Ce spui? Da, vă dau adresa. Perfect. Și nu cumva să vorbești ceva. Deci eu nici nu mă bag, nici nu mă interesează. Vă dau adresa și n-am nicio problemă. Perfect. Robert a făcut o greșeală. A adus-o pe femeia asta la noi în casă și acum am intrat și eu în belele. Nu mi-a dat de ales și a trebuit să-i dau adresa părinților lui. Vezi că ți-am împăturit-o. V-am împăturit-o, mă scuzați. Mersi. Seară bună. Fără să știe că Ana este pe urmele lui, Robert simte că este pe cai mari și, după ce a fost sigur că Adriana s-a îndrăgostit de el, tânărul se înfățișează în fața părinților cu vești importante. Mamă, tată, dacă tot m-ați sunat de atâtea ori, am discutat la telefon și acum v-am spus că o să sosesc, să vă prezint pe cineva. Iată-o pe prietena mea, Adriana, cu care am gânduri foarte serioase. Am gânduri foarte serioase cu ea. Nu ne cunoaștem de mult timp, ne cunoaștem de puțin timp, însă chiar cred că ea va fi... De fapt, nu cred, cu siguranță ea va fi viitorul meu. Voi fi împreună cu ea. Wow, ce mă bucur că vorbește așa despre da, noi. Da, dar mă scuzați, și unde o să locuiți, cum vă întrețineți? O să vă întrețineți? Nu este niciun fel de problemă. Fiul dumneavoastră găsește întotdeauna soluții, știți? Este un băiat foarte descurcăreț. Nu știu. Și nu s-a orientat deloc prost, să știți. Adică Adriana este studentă în ultimul an la drept. Oh. Părinții ei sunt mândri posesori ai unei vile, cu piscină în curte, să știți. S-a orientat extrem de bine fiul dumneavoastră. Ce să spun, fata este foarte frumoasă. Mulțumesc. Mulțumim. Și să știți că mi-a fost dor de tine și mă bucur că ți-a venit mintea la cap. Și sper din tot sufletul să fiți bine împreună. Dar, Robert, tu mulțumim. Am înțeles că muncești până la urmă, nu? Sau lucrezi, sau... Mă rog. Da, lucrez. Știi că asta e grijă. Până la urmă s-a mulțumit cu puțin într-o corporație. Na, trebuie să înceapă și el de jos. Nu e așa, Robert? Da. Știi că ți-am da, spus sigur. Că lucrează. Da. Nu te surprinde iubitul tău? Adică cât de repede se mișcă el? Adică abia vă știți de o lună și ceva, el deja are planuri serioase cu tine? Bănuiesc că nu ți-a spus asta, nu? Adică nu mi-a spus aceste lucruri, judecând nu. Judecând după reacția ta... Sunt foarte încântată, mă bucur. Nu știam că el gândește în felul acesta despre bună, totuși, relația noastră. Te miști cu atâta repeziciune, adică da, practic tu nu-l cunoști. Iubire la prima vedere, eu cred în asta. Da, bravo, exact. Tinerii în ziua de astăzi, bravo, cam așa, se văd, se plac și gata. Dacă se mută împreună. Dacă ați ști voi adevărul, Doamne, ce v-ar mai pieri zâmbetul? Adevărul? E vorba adevărul golgoluț. Adevăr. Ce trebuie să ne spui, ce Robert? Adevăr? Păi nu e nimic de spus. Na, am întâlnit-o pe... Și unde lucrezi? Nu ne-ai spus și nouă. Eu mi-am dat seama că lucrezi. Chiar îi spuneam și lui taică tu când am vorbit la telefon. Eram foarte bucuroasă. Și Adriana și... știe de altfel că lucrează într-o corporație, da, da, iubitul mi-a spus că lucrează într-o corporație, da. Da, da, da. Acum e momentul să ne spui, mamă. Uite, cu ocazia asta și Adriana, să afli unde lucrezi și noi părinții tăi. Robert, în mare așa, că acum nu trebuie să ne dai nouă detalii. E da, bine că vând și eu. Și gunoier dacă ai fi, pe mine mai trebuie să muncești. Și îmi cer scuze că nu v-am anunțat pe dumneavoastră. E urât să chem pe cineva în casa omului fără să cer voie, dar cred că o să-mi mulțumiți mai târziu. Acum? Chiar acum. Chiar te rog. Chiar sunt curioasă. Ce... Da, nu știu. Nu știu ce vrea omul ăsta. Dar nu e regulă. Deci, dar nu e regulă, vă dau pe toți afară cu asta voastră. Dacă de data asta ne minți și de data asta, să știi că o să mă supăr rău pe tine. Dar stai, cine este domnișoara? Bună seara. Ana, doamna Nuți, domnul Gigi, Adriana. Bănuiesc că Robert o cunoști foarte bine, așa? Robert! Cine e domnișoara, despre ce spune? Să vorbesc cu domnișoara. Domnișoara, sunteți da, exact, în casa mea. Exact, să spună cine e. Cine dar sunt? Dumneata, cine ești? Eu sunt iubita lui. Cum cine sunt? Mă bucur. Și tu? Tot iubita lui. Poftim? Nu mai ești. Ce face? Din păcate, nu. Și fiul dumneavoastră a avut această șansă.
de a spune adevărul. Robert. Acum o luăm pe partea cealaltă, mai urâtă. Mamă, ce spune domnișoara asta? Asta exact, ce spune? Cine este în dreapta, în stânga ta? Am vorbit ta? Cu ea o vreme, dar nu mai suntem împreună, adică... Robert, tu nu te-ai despărțit de mine. Haide să le spunem părinților tăi și iubitei tale adevărul despre noi. Le-ai povestit? Ce să începem cu? Ce să începem cu? Deci asta era adevărul. Să începem cu momentul în care fiul dumneavoastră a plecat de acasă. Unde s-a dus el? Ce a făcut el? Ce ai făcut, Robert? Te-ai angajat, așa cum le-ai spus părinților tăi? Da, am lucrat în toată perioada asta, așa cum le-am spus și părinților mei și prietenei mele. Ce ai făcut, Uma? Unde ai lucrat? Spune-le părinților tăi unde ai muncit tu. Cine te-a întreținut pe tine? Păi am fost și cu tine în perioada aia, dar eu și am lucrat în paralel. Și banii de salariu unde erau? Banii de salariu? I-am pus deoparte, i-am strâns. Robert, tu acum râzi de noi? Domnișoara a venit așa la noi în casă ca să... Nu, dar spuneți ce vreți. A venit... ce vreți. Am fost împreună cu ea o perioadă. Am fost împreună cu ea o perioadă. Asta e, și nu a mai mers. Da, haideți să mers, ne spuneți dumneavoastră cum l-ați cunoscut pe Robert. N-ai vrea să spui tu cum ne-am cunoscut? Da, chiar așa spune. Sunt și eu curioasă. Robert, în ultima perioadă, minte de îngheața apele. Sunt convins. Nu prea putem să avem încredere în ceea ce spune el, deci nu-i pasați această responsabilitate lui. Sunt convinsă. Mai degrabă spuneți-ne dumneavoastră. Pe un site de matrimoniale ne-am cunoscut. Poftim. Ia da. M-a abordat pe un site de matrimoniale, ne-am întâlnit. Ne-am plăcut, ne-am iubit și mai departe? Bun, și până la urmă, care e problema din chestia asta? Eu nu cred că e vreo problemă, tată. Nu, domnule, am ferește. Înțeles, nu e nicio problemă, dar vă întreb și eu așa, ce vârstă păi aveți dumneavoastră? O problemă. Da, 35. Da. E diferență mare între voi. 35 de ani? Cum să fie diferență mare? Păi 3 este ani. O problemă. Asta dacă Robert ne spune adevărul. Da. Pentru că scopul pentru care Robert a intrat pe acel site, sfătuit de bunul său prieten Ionuț, cred că ați făcut cunoștință cu Ionuț. Da, nu știam cum îl cheamă, dar... Pentru că în această perioadă fiul dumneavoastră la Ionuț a locuit. Da, da știam, mi-a spus că stă la un prieten. Știați că Ionuț în nici 2 ani de zile și-a cumpărat un apartament cu bani cash? Apartamentul din Vitan? Apartamentul din Vitan. Poate ne spune fiul dumneavoastră de unde a avut Ionuț banii cash să cumpere un apartament în zona Vitan? Dar ce avem noi cu Ionuț ăsta? Păi nu mă interesează fimiul. Dă-l naibii încolo de Ionuț. Din păcate, pentru că acest Ionuț i-a dat un sfat prietenesc fiului dumneavoastră despre cum să se îmbogățească foarte repede. Adică... Da, ce sfat? Te îmbogățești? Robert, bun. Chiar mă lași pe mine să spun toate aceste lucruri? Nu înțelegi că nu mai ai variante, că în momentul ideea de față că... nu te ajută să furat, ce ați făcut? Ați furat ce făcea Ionuț? Nu am furat, nu am făcut nimic ilegal. Nu am furat. Am lucrat așa cum am spus ilegal, și am mai făcut pentru că nimic măsura, altceva nu știu dacă rău. Ilegal n-ai Stați făcut puțin. Nimic, pentru că în momentul în care vom afla toate dedesubturile, se complică puțin situația din punct de vedere legal pentru tine. Dar spune-le, te rog frumos, părinților tăi și iubitei tale și fostei tale iubite, sau mă rog, actuală, pentru că nu i-ai dat încă papucii, fostă. Cu ce se ocupă Ionuț și ce sfat ți-a dat el? Da, chiar așa. Ai de gând să ne spui? Bun, ce se ocupă Ionuț? Nu trebuie să spun eu chestia asta. Stai puțin! Să spun eu. Ionuț întreține doamne la a doua tinerețe care sunt dispuse să plătească sume de bani pentru a fi distrate, pentru a avea companie. Adică pentru... asta ai făcut tu cu mine? Nu pot să cred. Asta ai făcut și cu mine? Nu, Adriana, tu ești o altă etapă din planul lui. Ce altă etapă? În cazul în care nu știați, părinții dânsei nu locuiesc într-o garsonieră modestă pe undeva. Îmi imaginez. Au o casă frumoasă, cu piscină în curte, adică băiatul. Nici eu nu stau într-o garsonieră. Nu am spus asta, doamnă. Dar haideți să revenim nițel la povestea noastră. Nu, eu pe Adriana o și plac, în afara faptului că ea are o casă mai mare. Sunt convins că acesta a fost criteriul principal pentru care ai ales. Da, sunt convinsă că asta. Mie mi-a spus că vede un viitor cu mine, că vrea să-și întemeieze o familie. Despre ce vorbim? Robert, adică vrei să-mi spui că tu, la 32 de ani, ești gigolo? Care 32 de ani? Care 23 de ani? Cât 32? Poftim? Păi tu te-ai combinat cu el, nu ți-ai dat seama? Păi mi-a spus că are 32 de ani. Păi ați nebunit cu toți, înseamnă. Asta ți-am spus... 23. Asta ți-am spus ție la momentul respectiv,
pur și simplu te-ai îndrăgostit de mine, ai vrut să îmi faci toate poftele. Nu, puțin. Pentru că ok, da, vârsta e doar un număr, dar... Deci eu sunt șocată. Aceasta, nu s-a îndrăgostit de tine, s-a îndrăgostit de iluzia pe care tu i-ai servit-o. Cum te-a putut, doamnă, să vă fraierească un tânăr de 23 de ani? Cum ați putut să-l întrețineți? Adică atât de dezamăgită ați fost în relațiile dumneavoastră încât să vină cineva și să vă spună exact ce vreți să auziți și să nu vă dați sau seama că sunteți... Sau băiatul meu chiar așa pare eu de 35 de ani? Sau ai vrut un bărbat mai tânăr? Hai să-l dăm pe față! Nu, domnule, nu! Eu nu am avut timp în viața mea de viața personală. M-am axat pe carieră, pe studiu și m-am trezit la 35 de ani fără să am o familie. L-am întâlnit pe Robert, care mi-a spus că are 32 de ani, 3 ani. E o diferență mică. Poate ai închis ochii, și nu l-ai știu. Șarmant, fermecător și m-a cucerit. Ai vrut să-l crezi, poate, nu știu. Chiar nu se vede așa. Mamă, tată, până la urmă, a stat până la 35 de ani, numai în școală, numai în ce a făcut ea, în afaceri. Bun, am văzut că are și bănuți. Pur și simplu zic, păi, hai să încerc un pic cu ea, să vedem ce iese. Și te-ai gândit tu să mă transformi într-o victimă. S-a îndrăgostit de tine. Mai devenit tu, ulterior. Poate te-ai folosit de înainte sau după ce ți-am dat cei 10.000 de euro? Ce bani? Ce era? Ce 10.000 de euro? 10.000 de euro? Ce 10.000 de euro? Complicată situație, nu-i așa? Da, doamnă. Ce bani? Mi-a cerut 10.000 de euro pentru că vrea să-și deschidă o cafenea. Robert. Iar eu am fost foarte fericită să contribui pentru că mă gândeam că este prima noastră afacere împreună. Robert, stai un pic, vorbim de înșelăciune. Domnișoara, ne spune adevărul? Aici? Și la câteva zile a dispărut. Îl caut disperată de atunci, nu mai mult de o săptămână. Lasă-o să spună. Așa ai făcut? Și nu îl mai găsesc. Până în seara asta. Ești sigură să e o calomnie, Robert? Domnule, uitați-vă la mine, sunt femeie serioasă. Cum aș putea să vin în casă cu domnul Lerner? Și văd că fiu pe bune. Și el pare serios, mă rog. Fiul dumneavoastră, ce v-a spus în perioada? Dar știu ce am crescut, Ernest. Nu pot să cred că a ajuns până aici. Păi asta ați crescut? Dar nu pot să cred că a ajuns până aici, Robert. A fost de acord să-mi dea acești bani pentru a-mi deschide o cafenea. A fost Robert, de acord. Tu, eu te-am învățat pe tine vreodată? Da, am luat bani ăștia. Păi eu te-am învățat pe tine, poate să te duci să ceri mamă, ți-am spus să muncești, să ai bănuțul tău și să deschizi afacerea ta. Domnișoară, Adriana, banii? Știi ceva nu de bani? Nu știam nimic legat de asta și eu sunt la fel de șocată. L-a văzut cu banii. Mamă, banii ai investit în el ca să prindă peștele cel mare și din păcate, Adriana, tu ești peștele cel mare, da? Tu ești lozul câștigător. Până acum doar mai folosit. Pentru că, haide să spun, nu a fost nicio coincidență faptul că v-ați întâlnit într-o zi oarecare, da? Băiatul și-a făcut bine temele, așa cum a fost învățat să-și facă bine temele. Și știa exact niște detalii despre tine. Și-a filat bine terenul înainte să vină și să se întâlnească accidental cu tine. Dar de ce? Ce-a urmărit cu fata asta? Ce-așa ai făcut? M-ai urmărit? Le spui, te rog, de mine și de banii mei. Robert, ce-ai urmărit cu ea? Nu te-ai îndrăgostit? M-am urmărit. Ba da, eu m-am îndrăgostit. Am înțeles, dar... Robert. Îți aduc aminte de discuția pe care ai avut-o cu Ionuț? De mine sau de panii mei? Păi auzi că a fost un plan. Eu nu știu, cred că nu vorbește... Păi fiul dumneavoastră s-a săturat să întrețină doamne de 40-50 de ani, chit că erau destul de generoase, adică... Nu mergi prea departe? Doamne, nu merge, doamnă, departe deloc. Cum 45 de ani? Robert, tu vorbește? 40-50 de ani, adică... Spune ceva, Robert. Te rog din suflet, mamă. Nu e așa că ți s-a luat? Încreabă sufletul în mine când aud lucruri din astea. Te-ai gândit totuși să... Te rog eu frumos, spune-mi că nu e adevărat. Vii undeva înspre grupa ta de vârstă? Mamă, tată, până la urmă m-ați dat afară din casă. Mi-a spus, descurcă-te. N-aveam un chior în buzunar. Un leu n-am avut în buzunar când m-ați dat afară. Oberii tăi. Da? Și mi-a spus, descurcă-te. Ei bine, m-am descurcat. Păi cum te-ai descurcat, mamă? Cum m-am descurcat? Cu un prietenul meu, Ionuț, și-a cumpărat un apartament singur în 2 ani de zile. Voi ce ați făcut, mamă, tată? Aveți rate și acum, da? Uite, pot să fac și eu altceva, da? Am progresat. Iar tu... Ai progresat? Dăm 10.000 de euro, ia 10.000 de euro. Dragoste ți-am dat! Și pentru că m-ai mințit că vrei să avem un viitor împreună. Wow, ești un mincinos. Cred că dacă mi-ai fi spus adevărul, cine ești, de la început m-aș fi uitat la tine. Ești un copil de 23 de ani. Ești un mincinos, nu pot să cred. Robert, până nu acum nu te-am cunoscut cu adevărat. Eu nu sunt liniștit cu banii ăștia. Nu știu ce ai făcut tu, mă rog, ai făcut tot prostii. Dar cu banii ăsta nu e lucru curat. Haideți, ajungeți la un consens cu asta și lăsați-mă în pace. Se pare ideea năstrușnică, de fapt nici măcar nu este a fiului dumneavoastră, dar a prietenului lui, de a face din asta un,
Un job cum? Normal că nu mi se pare în regulă. E noua generație, anturajul. Eu nu l-am crescut așa. Mi se pare mai mult o ilegalitate, eu nu l-am învățat. Măi, și mi-a fost frică. Sunt de acord cu tine. Sunt de acord cu dumneavoastră. Chiar greșite. Vă respect. Chiar vă respect. Și să știți că îmi vreau banii înapoi, până la ultimul leu. Altfel, eu voi depune plângere la poliție, iar tu, Robert, vei merge în închisoare. Doamne, Gigi, fă ceva, că eu nu pot să aud lucrul ăsta. Deci eu nu pot să aud lucrul ăsta. Am crescut un copil să ajungă în închisoare? Și stați să vedeți. Domnișoară, haideți să luăm așa. Apropo de crescut copii, stați să vedeți. Să vedem. Când este ziua ta de naștere, Robert? Peste două luni am o surpriză pentru tine. Ia-ți cadoul. Ce e ăla? Bănuiesc că știți ce este aici. Un test de sarcină pozitiv, doamnă. Să nu îmi spui că ești însărcinată. Sunt însărcinată, am aflat de curând. Nu încete să mă uimești, domnule. Mai exact de o săptămână de când îl caut disperată pe Robert. Nu pot să cred, Gigi. Da. Gigi, bune? Exact de ce mi-a fost frică, de aia n-am scăpat. Nu știu, o să ai uite copil. Unde am ajuns. Să fie într-un ceas bun sau ce? Adică și vreți, practic, să-l băgați pe tatăl copilului? E sigur, el este tatăl copilului? Ești sigură că eu nu sunt? Mă jigniți, vă rog frumos. Nu mă jigniți. Nu, da, au venit prea sunt multe... o femeie serioasă, de carieră, am 35 de ani și nu mint. Doamnă, au venit prea multe, ne înțelegeți și pe noi. Bani, vă înțeleg, sarcină, domnule, vă înțeleg. Mai e ceva? Dar pe mine mă înțelegeți mai că sunt însărcinată cu fiul dumneavoastră care are 23 de ani. Dar de unde știi tu sigur că ești însărcinată cu mine? Asta e dovada. Nu ești deloc cu tine. Poftim, pentru că am fost cu tine. Spre deosebire de tine, din păcate, deci eu nu minte. Mai pot să rezist la astfel de discuții. Nu puteți minți, deosebire de tine, că ești mincinos. Și sincer, nu știu ce interes ar avea Ana ca în secunda asta să vină și să-ți pună în cârcă o asemenea responsabilitate. Mai ales după ce afla ce fel de om ești. Ce faceți? Ce vreți să faceți? Bineînțeles că voi păstra copilul, este copilul. De ce bineînțeles? De ce bineînțeles? Pentru că... Să n-ai un tată, de ce? Nu, nu am nevoie de el. Eu sunt o femeie care are bani, își poate crește copilul singură, pot fi și mamă, și tată pentru copilul meu. În schimb, el va munci și va plăti pensia alimentară. Pentru că cineva trebuie să îi dea o lecție. Dacă tot ți-a promis. În momentul de față, el nu are o sursă de venit. Din contră, are o datorie fabuloasă la dumneavoastră. Nu-mi deci, ce pasă, pensie? Nu-mi pasă. Ce pensie să vă vreau plătească? Și cei 10.000 de euro înapoi, vreau să plătească și pensia alimentară. În momentul în care va avea un venit, copilul ăsta până la 18 ani, dar cred că ai de gând să te angajezi. Asta și tu. După ce vom face testul de paternitate. Foarte bine! Fă test de paternitate, puțin îmi pasă. Băi, Robert, bă, dar tu chiar așa insiști într-o prostie când sunt lucruri și pentru mine evidente, care nu prea cred așa în orice. Chiar așa nu mai, totul este negativ, tu ești cel mai pozitiv aici, pe cuvântul meu. Nu știu, trebuie să discutăm, domnișoarelor, vă rog, doamnelor, haideți să ne calmăm, lăsați-mă să vorbesc cu fiul, că e de vorbit, vreau să vorbesc cu el între patru ochi. Vă rog, calmați-vă și vă spun că o să plecăm toți cu problemele rezolvate, da? Ca să spun așa. Mă îndoiesc. Dar rog frumos, haide, Robert, treci. Vreau să vorbim. Te rog. Și dumneavoastră, doamnă, așa v-ați educat fiul? Să păcălească femei? Așa l-ați crescut? Să ne păcălească? Și a bătut joc de mine. Stați un pic, stați un pic. Nu e chiar așa, cum pare. Îmi pun casa gaj și îi dau banii ăștia înapoi. Dar tu o să muncești pe câmp. Ai grijă că... Așa o să fie. Chiar ești însărcinată cu Robert? Da, sunt însărcinată cu Robert. Credeți-mă pe cuvânt. Eu nu cred că ar minți cu așa ceva. Dar nu am niciun interes să vă mint, doamnă. Am cheltuit 4.000 din ei și am 6.000. Cheltuit din ei? Păi ce ai cheltuit? Ai investit în cafeneaua aia? Nu, sau ce mi-am cumpărat telefon și haine. Băi, băiatule, băi, dar tu chiar mă iei de gâscă așa? Deci te-am lăsat câteva luni și tu ce faci? Ai devenit gigolo. Bă, ne mai făcut de rușine de acum încolo trei generații prin ce ai făcut tu. Generațiile noastre au muncit. Tu nu știi cuvântul ăsta, tu nu cunoști definiția acestui cuvânt. Ce ai făcut, mă, băiatule? Gigolo. Unde ai văzut, mă? Pe internet. Că ai stat tu pe internet. Spune-mi. Ți-a plăcut meseria asta?
Se câștigă banii mult mai ușor așa. Dă-mi și mie 10% din ce ai câștigat. Cum ai? Că tu de fapt ai făcut datorii. Cum? Ai fost gigolo că tu ai făcut datorii. Ia spune-mi, unde-s banii? 10.000 de euro, că asta mă îngrijorează cel mai mult. Am cheltuit 4.000 din ei și am 6.000. Ai cheltuit din ei? Păi ce ai cheltuit? Ai investit în cafeneaua aia sau nu, ce? Nu, mi-am cumpărat telefon și haine. De 4.000 de euro? Da, mi-am cumpărat telefon performant. Și dumneavoastră, doamnă, așa v-ați educat fiul? Să păcălească femei? Așa l-ați crescut? Să ne păcălească? Și-a bătut joc de mine. Stați un pic, stați un pic. Nu e chiar așa, cum pare. Dar cum eu nu am crescut exact un copil ca să păcălească fetele, femeile. Eu l-am crescut așa cum da, se crește un copil. Nu putem să punem totul în cârca bunului prieten Ionuț, care a venit cu o idee năstrușnică. Uite, fă și tu bani cum fac eu, iar fiul dumneavoastră a îmbrățișat-o de numai. Numai ceva s-a întâmplat pe parcurs, pentru că în cazul în care nu știați cum a ajuns Robert în viețile voastre, păi devenise sau... N-a fost niciodată altceva decât un trântor. Iar părinții, sătui fiind, cât un an de zile, doamnă, v-a dus cu preșul că el merge la interviuri, că și-a depus CV-uri, că face, că drege, da, chiar aiurea. Am crezut asta, Ernest, nu știu. Aiurea. Adică și-a mințit și părinții inclusiv. Sătui de toată trântoreala asta, părinții pun piciorul în prag și îl dau pe Robert afară din casă. Robert se duce la Ionuț, că nu avea unde să stea. Adică la apartamentul lui, din Vita. Spus că e apartamentul lui? Da, a fost pentru acolo. Că și mie, am, petrecut lui. Am petrecut timp împreună în apartamentul ăla. Nu e a lui, e a unui prieten de-a lui, Ionuț ăsta. Eu de acolo vin. Eu de acolo vin. Da, tot acolo m-a dus și pe mine. Fii, ne-a fraierit, ne-a mințit pe amândouă. Asta a făcut omul ăsta. Măcar bucură-te că nu a scos nicio sumă de la tine, pentru că n-a scos deocamdată, nu, da? Nu, nu a scos și nici nu o să scoată, îți dai seama. Urma, draga mea, urma, pentru că așa cu siguranță, da, clar că urma, te-a prezentat familiei, avem planuri serioase, facem, dregem. Uite cum i-a spus Anei, știi? Numai că cu Ana nu a venit în fața părinților, n-avea cum, că e o diferență de vârstă. E o diferență de vârstă, exact, n-avea cum să mă dar prezinte. Dar dumneavoastră cum de nu v-ați dat seama? Poate orbită de șarmul lui, de dorința mea de a-mi temea o familie. Chiar mi s-a părut un bărbat foarte potrivit. Da, avea bărbat cuvintele serios la el. Era foarte atent, iubitor, am spus. Avea un scop. Iubitor, avea respectuos. Un scop. Era foarte, foarte elegant, era exact, foarte șarmant. Exact. Avea toate aturile, știi? Cum să... Domnișoară... Vreau să realizați că o să fiți bunică? Mamă, și cum îi dăm înapoi? Femeia asta te bagă la pușcărie. Pentru înșelăciune sau la ce articol te încadrezi? Acolo o să fii tot gigolo când te duci la pușcărie? O să fii, să știi. Cum dăm banii înapoi? Trebuie tot pe tactul, da? Ai zis că produci. Produci și dai banii înapoi. Cum facem? Deci ți-ai bătut joc în ultimul hal. În ultimul hal de părinții tăi care te-au crescut, uite, atât de mare cât ești. N-ai nimic de zis. Hai să mergem să vorbim cu fetele astea. Ca să-i dăm banii înapoi. Îmi pun casa gaj și-i dau banii ăștia înapoi. Dar tu o să muncești pe câmp. Ai grijă că așa o să fie. Și o să dai și bănuți. Nu mai spun de copii și de asta. Ai venit cu toate, ai venit pe capul ăsta. 6 luni de zile și cu datorii și cu copil. Și cu 2 muieri aici. Hai să vorbim cu el. Hai să vorbim cu el. Hai. Deci eu nu mai realizez acum nimic, sincer. Vă dați seama că o să fiți bunică? Ce se întâmplă îți de aici spun încolo? Că adică... nu pot realiza nimic, nici nu-mi vine să cred că lucrurile acestea, ce îmi spuneți voi, le-a făcut Robert. Deci este băiatul da, meu. Da, doamnă, să credeți. Făcut... Chiar fiul dumneavoastră. Aveți dovadă deci, în fața sunt... dumneavoastră. Și chiar ești însărcinată cu Robert? Da, sunt însărcinată cu Robert. Credeți-mă pe cuvânt! Eu nu cred că ar minți cu așa ceva. Dar nu am niciun interes să vă mint, doamnă. Eu am venit aici pentru 2 lucruri. 1. Vreau să-mi recuperez banii și o să vă spun și de ce. O parte din ei i-am luat de la tatăl meu. Eu nu... Mi-am mințit, de fapt, tatăl. Nu vreau să-l mint în continuare. Și vreau cumva să-mi... Să-mi cer scuze în fața lui și să-i înapoiez acești bani. Înțelegeți? Și în al doilea rând... Să-i dau fiului dumneavoastră o lecție. Va plăti pensia alimentară până când copilul va face vârsta majoratului. Copilul acesta nu are nevoie de Robert. Robert, la rândul lui, este un copil. Așa este. Nu are nevoie
de un copil. Dar tu de ce nu l-ai văzut un copil atunci când trebuia? Ești un nesimțit, să știi. Un nesimțit, mai fraierit, mai mințit în tot timpul ăsta. Mi-ai spus numai minciune, ai lăsat-o însărcinată pe fata asta. Nu! Cum poți să trăiești cu tine însuți așa? Și nu poți să crezi ce fel de om te-ai dovedit a fi până la urmă. Nu vreau să te mai văd în veci. Robert, Robert, uite-te la mine. Așa te-am crescut eu pe tine? Da, mamă, da. Am ce da, mamă, da? Eu te răspundem la întrebare. Tu știi ce a făcut? A cheltuit 4.000 din cei 10.000. Numai? Poftim? Totuși. Așa spune. Sper, Doamne ajută. Da. Măcar să-i fi investit în cafeneaua aia. Ce cafenea, domnule? Nu a existat niciodată o cafenea. Robert, ce-ai făcut tu cu 4.000 de euro? I-a investit în el. Ce-ai făcut cu 4.000 de euro? Spune-mi acum. Mi-a cumpărat haine, un telefon. Și ești mulțumit să te duci la închisoare? Ești mulțumit? Îmi spui și mie acum ce faci dacă nu avem să dăm 10.000 de euro, tu te duci la închisoare? Nu, eu cum sunt te foarte, simți acum? Sunt foarte hotărâtă, o să depun plângere. Poftim. Sunt foarte hotărâtă. Poftim, Robert, spune ceva! Spune ceva! Spune că m-ai scos din minți. Am ținut cu tine până acum, dar nu se mai poate. Uite unde am ajuns. Robert, îmi vreau banii înapoi. Domnișoara Ana, mă iertați. Asta am avut discuția. De-aia am vrut să discut cu el între patru ochi. Acum, pentru mine, lucrurile sunt clare. El a cheltuit din ei. Era clar ce are el în cap. E bine, i-am spus. Haideți să ajungem la o înțelegere. Vă dăm cât au rămas. Și eu, aveți cuvântul meu că eu îi dau de la mine, fac credit, garantez cu casa la bancă și pun cei 4.000, dacă vor fi 5, așa mi-a spus, sper să fie așa. 4.000 sunt, da. 4.000, da, Robert? Bravo. Ce exact ești și foarte bine. Ești și mândru. Și vi dau, da? Îmi haideți, garantați dumneavoastră că voi recupera banii? Sigur că, da, nu ne vezi cum arătăm. O să-l vedem la închisoare. Pentru, o să garantăm pentru banii ăștia. O să ai 10.000 de euro, dar te rugăm din tot sufletul. Garantăm. Lasă-ne și nu băga copilul la închisoare. Și noi îl trimitem la muncă. Nu lăsăm așa. Stai liniștit. Cu siguranță are o pensie alimentară de plătit. Așa să faceți. Sigur, ne angajăm și trebuie să plătească și asta. Bine, domnule, dacă dumneavoastră îmi garantați că îmi voi recupera banii, două zile aveți la dispoziție. Poftim. Poftim, Gigi. Două zile. Poftim, Gigi, am avut încredere în tine. Ai făcut tu planul tău. Ce ți-am spus eu că o să ia copilul pe căi greșite? Practic a fost ideea soțului dumneavoastră. Sigur că da. Ce ți-am spus eu că ia pe căi greșite? Nu, nuții, nu ia pe căi greșite. Băiatul tău se descurcă. Uite, Gigi, unde s-a descurcat. Cine a făcut băiatul nostru? Acum eu sunt vinovat, nu? Dar cine, Gigi? Că a luat el bani, nu? Gigi, dacă tu nu-l dădeai afară din casă și rezolvam altfel, copilul ăsta nu ajungea să aibă un copil, să-i plătească pensia alimentară, să mai ajungă și la închisoare, să plătești 10.000 de euro. Tu ești vinovatul, tu ești singurul vinovat. Și tu să nu crezi că dacă taică tu te-a dat afară din casă, are toată vina. Nu! Când eu te-am rugat și cu cerul și cu pământul, Robert, revino-ți, Robert, trezește-te, Robert, ia-ți, Robert, un serviciu. Îți țineam partea față de tatăl tău, dar în schimb, eu am luptat pentru tine și am avut încredere în tine, Robert. Am avut încredere și uite unde am ajuns. Știi ceva? Te duci la muncă, plătești pensia alimentară și îți dai toate datoriile. Și cu asta am terminat. Nu susțin ideea că Nuții și Gigi au fost niște părinți model. Cu siguranță au greșit și ei. Sau poate nu au găsit metodele de educație care să funcționeze. Însă, sub nicio formă, nu îi putem responsabiliza pe ei pentru lenea lui Robert, pentru indolența și irresponsabilitatea lui, pentru refuzul de a-și câștiga existența prin propriile forțe, pentru mentalitatea găunoasă, potrivit căreia el merită să îi se dea. Pentru toate acestea, el va plăti. Ceva îmi spune că cei 4.000 de euro despre care vorbea Nea Gigi vor fi ultimii bani pe care el îi va plăti pentru a-și scoate fiul din necazuri. După care Robert fie va munci, fie va părăsi din nou casa. De data aceasta, pentru totdeauna. Of, mai stăm mult să facem poze. Încă puțin. Zâmbește! Ce crezi? Îmi dau de Victor de aseară. I-am sunat toți prietenii.
și nu dau de el. A plecat și n-a mai venit. Zim ce s-a întâmplat. Arde corpul, nu știu ce am. Am frisoane. Ce părere ar avea Mădălina dacă ar afla ce se întâmplă între tine și el? Vrei să jucăm așa? Jucăm așa, n-am nicio problemă. Auzi, dar vrei să afle fiica mea până la urmă cu cine ai umbli tu? Ce să afle? Că am făcut ce? Ce zice dacă te-aș însuți? Și eu am nevoie de un timp liber așa să ies un pic la relax. Îmi dai banii, 5.000 de euro. Tu ai banii sau nu ai, mă ține la cafelea iurea. Bă, de ce l-ai adus pe papagalul ăla cu noi? Ce-ai văzut la el? Era un fotograf, a venit să ne facă niște poze. N-ai putut să te abții? Eu nu cred că vii momentul de față ca să faci râcă, să pui mai mult paie pe foc, să vii să spui că de fapt s-a întâmplat ceva între noi.